Cu toții cunoaștem că voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Cunoaștem că în Scriptură sunt revelate poruncile lui Dumnezeu și aceste porunci au fost date ca să le păzim și să trăim pe pământ în lumina adevărului lor. Mesajul pe care în această seară doresc să-l împărtășesc cu dumneavoastră l-am intitulat Păzește-te curat. Păzește-te curat. Este un îndemn care vine de la Domnul. Păzește-te curat. Ceea ce observ în Scriptură și îmi umple inima de bucurie este că mai înainte ca Dumnezeu să ne ceară ceva, El investește în noi, așează în noi ceva. Și după ce se toarnă pe sine în noi, după ce se oferă suprem pentru noi, ne cere să-L urmăm. El nu ne pune întâi să adunăm merite, să săvârșim fapte, să strângem tot felul de daruri, pe care apoi să le ducem la cântarul lui Dumnezeu și El să ne evalueze și în urma evaluării să ne dea titlul de copii ai Săi. Nu. Această cale, calea faptelor, nu este calea pe care ne cere Dumnezeu să umblăm. Cum oare vom reuși noi să căpătăm vreodată aprobare din partea lui Dumnezeu pe temeiul faptelor noastre? Este imposibil. Dumnezeu nu ne cere să păzim poruncile Lui, noi cu resursele noastre, fără să se ocupe de noi, fără să investească în noi, fără să ne dea ceva. El nu ne cere, nu ne pune în față cerințele sale, nu ne arată cu degetul poverile pe care trebuie să le purtăm și după aceea să ne dea un timp în care să asiste la ceea ce facem și la urmă să tragă linia și să spună stop. De acum să vedem care ce-a făcut. Și apoi, la evaluare, se spune, tu te califici și tu nu, tu te califici și tu nu. Și în funcție de merite, unii să intre și alții să rămână afară. Asta nu se întâmplă. Frumusețea mesajului Evangheliei este că Dumnezeu ne acordă încredere tuturor. Ne primește la Sine așa cum suntem. Oameni păcătoși, sau foarte păcătoși. Oameni buni, oameni drepți, sau oameni nedrepți, sau oameni răi, oricum am fi, oameni cum se cade, sau oameni care ne-am pierdut reputația între semeni, oricum am fi, ne cheamă la Sine. Ne primește în har. Harul lui Dumnezeu se duce la om acolo unde este omul și nu-i reproșează locul în care se găsește, ci îl acceptă și îl învață cum să părăsească locul acela și cum să trăiască în acord cu favoarea care i s-a arătat. Mesajul Evangheliei este că în dar ni se oferă calitatea de copii al lui Dumnezeu și apoi ni se cere să trăim în acord cu acea calitate. Ni se oferă pe gratis identitatea de oameni lui Dumnezeu. Iar apoi ni se cere să trăim la înălțimea acestei chemări. Nu ni se cere întâi să trăim la înălțimea chemării și apoi la urmă să ne dea titlul de copii ai Săi, ci ca o investiție de încredere care izvorăște din inima iubitoare a lui Dumnezeu și care are la bază efectele jertfei lui Hristos, Dumnezeu ne oferă identitatea, cerându-ne apoi să trăim în acord cu ea. De aceea am zis, păzește-te curat. Că Dumnezeu în jertfa lui Hristos ne-a curățit. Și acum noi trebuie să ne păzim curați. Îngăduiți-mi, vă rog, o întrebare. Câți dintre cei care sunteți aici prezenți ați încheiat legământ cu Domnul botezându-vă în apă? Puteți să ridicați o mână sus? De regulă, întrebăm pe cei care nu s-au botezat. Câți v-ați botezat? Vă rog frumos. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Seara aceasta, în mod deosebit, predica este pentru dumneavoastră. V-ați botezat. Asta nu-i joacă. Trebuie să trăim cu toții în acord cu calitatea pe care am primit-o când ne-am botezat. Sigur că dacă este cineva care încă nu s-a botezat, mesajul acesta este și pentru el. Că îl stârnește să se boteze în apă și să primească darul lui Dumnezeu. Să meargă pe calea pe care a rânduit-o Dumnezeu. Păzește-te curat. Lecturând epistola 1 Corinteni, este una dintre epistolele care m-au fascinat în cursul vremii. La Institutul Teologic din București predau această epistolă. Dar mi-a izbit ceva atenția. O biserică în care, de bună seamă, membrii erau botezați, dar se confruntau cu mari probleme. Trăiau în păcate că ți este și greu să lecturezi public ce le-a scris apostolul. Texte de genul, să vă feriți de curvie. Cine se lipește de o, ți-e greu să zici. Dar acestea erau problemele lor. Probleme care au degenerat apoi în dezbinări, în conflicte judiciare, în erori doctrinare, în tot felul de situații ciudate. Ce să spui unei asemenea biserici? Ce să spui unei asemenea om botezat? Ce să spun unei surori de credință care a încheiat legământ cu Dumnezeu și care se lasă atrasă spre viața veche și trăiește viața veche ca și cum nu s-ar fi botezat? Ce să spui unui tânăr care a zis, Doamne, te voi sluji toată viața până la moarte și apoi a uitat făgăduința și se lasă târât de poftele pe care le-a avut altădată, se compromite în păcatele cărnii, în păcatele minții, în tot felul de situații și stări. Ce să-i spui? Poate că de-ar sta în gând să-i zicem, nerușinatule, piei pentru veșnicie în focul ghenei. Dar Pavel n-a zis așa. Și nici Dumnezeu nu zice deocamdată așa. Va veni ceasul când va zice. Dar acum este vremea Harului. Și în vremea Harului, pentru cei care s-au botezat, pentru cei care au declarat credință și legământ cu Dumnezeu, Apostolul Pavel are un mesaj extrem de motivator. Un mesaj pe care dacă îl prinzi, dacă îl înțelegi, este imposibil să mai trăiești în păcat. Nu te mai lasă iubirea față de Dumnezeu să mai trăiești în păcat. Când te gândești la ce onoare ți-a făcut. Apostolul ne dă 4 motive pentru care trebuie să ne păzim curați. Zice el, voi sunteți ai lui Hristos. Voi sunteți ai lui Hristos. Păi a cui ești dacă te-ai botezat? A lui Hristos. Și dacă ești al lui Hristos, cum oare mai pot să trăiesc în păcat dacă sunt al lui Hristos? Motivul al doilea spus de Apostolul Pavel, voi sunteți mădulare ale lui Hristos. Ființa mea, corpul meu, sufletul meu, duhul meu este mădular al lui Hristos. Este ca și cum s-ar fi făcut un transplant și am fost grefat. Pe Hristos. Continuă Pavel spunând, voi sunteți temple ale Duhului Sfânt. Trupul vostru este templu a Duhului Sfânt. Pavel spune, nu știți că trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt? Cum, Doamne, să mai trăim în păcat când iată ce nume și statut mi s-a dat? Apoi, în final, să spună, voi sunteți copii al lui Dumnezeu. Haideți să ne gândim la aceste 4 enunțuri legate de identitatea noastră și înțelegându-le, să facem cu toții legătura între identitate și etică. Între ceea ce suntem și felul în care trebuie să trăim. Dumnezeu să ne ajute. Apostolul Pavel, cum spuneam, pornește de la aceste enunți. Voi sunteți mădulare ale lui Hristos. În 1 Corinteni, în capitolul 3, versetul 23, spune el,
voi sunteți ai lui Hristos. Ca în capitolul 6, versetul 15, nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Dar să rămânem la primul enunț. Voi sunteți ai lui Hristos. Noi nu mai suntem ai noștri, nu ne mai aparținem, am făcut legământ cu Dumnezeu. În 1 Corinteni 6, versetul 19, spre finalul versetului, Pavel întreabă: nu știți că voi nu sunteți ai voștri? Iar în versetul 20, căci ați fost cumpărați cu un preț. Ați fost cumpărați cu un preț. Nu mai suntem ai noștri, suntem ai lui Hristos. Domnul Iisus a adus pe sine ca jertfă. În jertfa sa este răscumpărare. Noi am fost răscumpărați din felul de șer de viețuire. Am fost răscumpărați de sub stăpânirea satanei, răscumpărați de sub puterea păcatului, răscumpărați din imperiul întunericului. Aparținem lui Hristos. Știi cine ești? Aparții Domnului Hristos, ai fost cumpărat. Cum oare să-ți permiți să trăiești viața veche? Cum oare să-ți permiți să trăiești așa când Dumnezeu ți-a făcut această onoare? Te-a cumpărat. Diavolul i-a făcut pe oameni sclavi, i-a ținut în robie. Cum oare să mai permiți să fii târât de lucrurile lumii vechi când Dumnezeu te-a cumpărat cu un preț și ne-a cumpărat ca să ne facă liberi? O libertate pe care o dă credința, pe care o dă adevărul, slăvit să fie în numele lui Dumnezeu. Identitatea pe care o ai de om care se găsește în proprietatea lui Hristos, aparține lui Hristos, te obligă să te ferești de păcat. Așa explică apostolul Pavel lucrurile. El nu spune acelor oameni care s-au compromis moral ceva de genul: sunteți lepădați. Nu! Ci le spune ceva de genul: aduceți-vă aminte ce v-a făcut Dumnezeu. Aduceți-vă aminte cum El v-a cumpărat, că sunteți ai Lui și trăiți în acord cu acest statut pe care vi l-a dat. Unii dintre dumneavoastră, deși v-ați botezat, v-ați călcat legământul. Voi știți. Dacă așa s-a întâmplat, trebuie să ne aducem aminte și să reînnoim acest legământ. Să le reînnoim cu o inimă nouă, sub îndemnul apostolului Pavel: păzește-te curat! Nu uita, aparții lui Hristos! Apoi cuvântul spune: trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos. Versetul 15. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Trupurile noastre, uită-te în oglindă! Nu acum. Unii au păcătuit la biserică uitându-se chiar în biserică, în oglindă. Uită-te în oglindă la corpul pe care ți l-a dat Dumnezeu, la mâinile tale, picioarele tale, la tot ce ești. Și ține minte, acestea aparțin lui Hristos. Dar nu aparțin lui Hristos cum e a noastră mașina din curte sau haina din dulap sau bucata de pământ din județul vecin. Nu suntem ai lui Hristos ca o proprietate ruptă de ființa sa, de persoana sa, ci suntem ai lui Hristos cum e inima. Ați auzit de oameni care s-au bucurat de transplant de inimă? Oameni care au fost bolnavi pe moarte și n-ar fi putut supraviețui dacă cineva nu i-ar fi donat un rinichi. Acum e în corpul lui mădularul acela, rinichiul sau inima. Așa suntem noi în Hristos. Și așa ne are Hristos pe noi, a Lui, în El. Ce nebunie pentru cel care s-a botezat, că își neagă această identitate. Auzi ce zice aici? Și dureros: voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădularele unei curve? Tinere care te-ai botezat, fată dragă care te-ai botezat,
femeie, bărbatule care ai încheiat cu Dumnezeu legământ. Iată ce statut ți-a dat Dumnezeu când te-ai botezat. Te-a luat ca să fii a Lui. Te-a transplantat în El, în corpul Său duhovnicesc. Iei viață din El. Asta este identitatea creștinului. Iar aici apostolul spune, având în vedere acest statut nobil pe care îl avem și pe care nu-l poți căpăta decât botezându-te, intrând așa în legământ cu El. Având în vedere acestea, ascultați-mă, vă rog, trebuie să trăim această identitate. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvânteze. De aia cine nu s-a botezat în apă să se boteze cu grăbire. Botezul în apă nu este o chestiune secundară. Botezul în apă nu este, cum uneori se tinde spre o înțelegere simbolică a lui. Reflectă ceva trăiri spirituale și atât. Botezul în apă implică trăiri spirituale profunde despre care vom vorbi altădată. Dar pentru moment, cine a încheiat cu Dumnezeu legământ este mădular în corpul lui Hristos și așa suntem. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ce are de-a face asta cu morala? Auziți ce spune Apostolul Pavel? Romani, capitolul 6, versetul 19. Un pasaj foarte sugestiv, zice el. Vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, așa că săvârșați fără de legea, tot așa cum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii ca să ajungeți la sfințirea voastră. Ia ființa ta, corpul tău, înțelege că Hristos a răscumpărat-o. Înțelege că a așezat-o juridic în Hristos, că aparține Lui. Iar acum, faptic, onorează această identitate, păzindu-te curat. Mâna asta, ochiul, gura, simțurile pe care vi le-a dat Dumnezeu, cum să le folosesc oare ca să deservească păcatul și să-L pironească la cruce pe Domnul care m-a răscumpărat? Nu, nici de cum. Cum oare să bagiocoresc pe Hristos folosind mădularele mele ca să deservească păcatul? Gândește-te la păcatul masturbării. Corpul tău aparține lui Hristos. Este mădular al lui Hristos. Păi numai la asta să te gândești. Cum oare să las corpul acesta care aparține lui Hristos și care e mădular al lui Hristos să fie infectat cu alcool, cu tutun, îmbrăcat senzual, expus ca unei curve? Cum oare? Păi nu-i vorba de reguli omenești, nu-i vorba de predică aici, nu-i vorba de constrângere, e vorba de cine ești tu. Dacă ești rege, poartă-te ca un rege, nu ca un cercetător. Acest mesaj. Păzește-te curat. Dar ce e frumos este al treilea lucru. Spune Pavel, nu știți. Romani, capitolul, mă iertați, 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16. Iată ce cuvânt. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Iată ce cuvânt. Ne confruntă cu o altă latură a vieții spirituale care de asemenea se leagă de identitatea creștină. 1 Corinteni 6 cu 19 accentuează mai profund această latură. Pavel spune, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Extraordinar! Trupul tău, mâinile, picioarele, toată ființa ta, tot ce-i corpul tău,
inima ta, organele tale interne, creierul tău, ochii din cap, limba din gură, urechile pe care le ai, simțurile, tot ce ești tu. Iată ce spune, templu al Duhului. Asta este onoarea care ne s-a făcut. Pulsează în acest corp și a făcut locuință din acest trup, Duhul. Iar asta te obligă să te păzești curat. Te obligă să te păzești curat. Este o onoare care trece dincolo de înțelegerea omenească. Onoare care, cum spuneam dimineață, ne constrânge, ne împinge spre a trăi la înălțimea acestei chemări. Așa spune Apostolul Pavel. Și aceasta este Evanghelia. În harul său mare, Dumnezeu ne face onoarea să primim Duhul care să locuiască în noi. Când ai crezut, ai primit Duhul lui Dumnezeu. Iar mai târziu, rugându-te, Dumnezeu te-a botezat cu Duhul Sfânt. Noi mărturisim botezul cu Duhul Sfânt. Aș vrea să întreb, câți dintre cei prezenți ați fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt? Ați avut bucuria să lăudați pe Dumnezeu în limbi străine? Câți dintre dumneavoastră? Vă rog frumos să ridicați mâna. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mare onoare, dar și răspundere. Corpul tău este templul lui Dumnezeu, templul Duhului Sfânt. Pentru credinciosul întors la Hristos, în rândul poporului evreu, acest pasaj a avut o rezonanță cu totul aparte. Noi care trăim la 2000 de ani de la scrierea acestui text și care aparținem unei alte culturi decât cultura Israelului antic, n-avem, nu face ecou în noi acest cuvânt cum a făcut atunci. Nu era loc mai sacru, mai sfânt pe fața pământului pentru un israelit decât templul din Ierusalim și templul din Ierusalim. Iar din templul sfânt a sfintelor, Naosul. Un loc al prezenței lui Dumnezeu. Un loc sacru, un loc în jurul căruia gravita ființa poporului. Un loc care comunica identitate națională, care comunica spiritualitate, protecție. Tot ce era mai nobil și mai sfânt pentru templu ar fi fost în stare să-și dea bucuroși viața. Și și-au dat-o mulți în războiul din anul 70. Imaginați-vă, vă rog, cum ar reacționa un iudeu evlavios la gândul că un păgân ar profana templul. Cum ar reacționa oare dacă ar intra cu lipsă de simțire în curtea templului și apoi în locul sfânt și apoi în locul preasfânt și acolo să bagiocorească templul lui Dumnezeu? Cum ar reacționa? Păi amintiți-vă cum ar reacționa numai când li s-a părut că Pavel ar fi luat cu el în curtea neamurilor pe un evreu, pe un dintre neamuri. N-au vrut să-l omoare? Era atât de important acest loc. Era așa de prețios pentru ei. Se lega totul. Rămânea în picioare sau cădea în funcție de acest loc. Și acum Pavel, știind Duhul lui Dumnezeu, știind ce rezonanță are în inimă, în inima evreului, templul, folosește metafora zicând, trupurile voastre de acum sunt aceste temple. Mai poți bea băutură? Mai poți trage o țigară? Tu care te-ai botezat? Poți vizualiza pornografie? Să lași ca Duhul acela blestemat de curvie prin ochii tăi să invadeze Sfânta Sfintelor, locul rezervat Duhului? Poți? Poți oare să lași ca vorbele ucigașe să-ți iasă din gură sau să te angajezi în păcate de curvie? Corpul care este templu al Duhului Sfânt să-l supui păcatului curviei, al masturbării,
al poftelor cu ochii. Nu-i vorba aici de porunci, de genul, dacă nu faci așa, te pedepsesc. Nu! E vorba de altceva, ce doar creștinii pot înțelege. Pentru cei care nu sunt născuți din nou, ce spun eu acum, e vorbire în limbi străine. Pentru cei născuți din nou, asta te obligă. Asta te obligă. N-ai cum să mai trăiești viața veche. Aici este ce a zis Ioan, cine este născut din Dumnezeu nu poate păcătui. Accidentele sunt udate cu lacrimi. Lacrimi de pocăință, de strigare după Dumnezeu care are milă de noi, slăvit să fie numele Lui. El ne poate curăți din nou. Dacă am căzut, ne poate ridica în picioare. Dar cred că își dorește să ne găsească pe genunchi. Și apoi să ne pună în picioare și să ne curățească de plin. Și să ne lase mesajul, du-te și să nu mai păcătuiești. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Nu uitați, vă rog, încă un lucru pe care îl spune Ioan. Este scris în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 2. Este scris: preiubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Și uitați ce derivă de aici. Oricine are speranța aceasta în El, se curățește. După cum El este curat. Vă rog frumos, câți dintre cei care au speranța, câți se curățesc? Oricine. Din nou, identitatea te împinge spre trăire. Așa a ales Dumnezeu să lucreze cu noi. Din pricina lui Hristos, ce mult mi-a plăcut ce spunea un domn care este prezent aici cu noi. A zis, sunt două motive pentru care mai trăiesc. Hristos, el a zis Mesia. Hristos și copiii. În lucrare de evangelizare de pe stradă ne-am întâlnit. Hristos și copii. Dar dincolo de latura familiei, care și ea ne motivează, păi dacă ai părinți credincioși, onorează-i ca părinți credincioși. Dacă ai copii care trebuie să meargă în viață, dă-le o bună moștenire. Să nu le fie rușine să spună a cui sunt. Dar pentru noi toți, indiferent de starea noastră civilă, cuvântul lui Dumnezeu spune: voi sunteți al lui Hristos. Voi sunteți mădulare ale lui Hristos. Trupul vostru este templul Duhului Sfânt și sunteți copiii lui Dumnezeu. Iar din această pricină ridicăm, inspirăm adânc aer în piept, ne scuturăm de legăturile păcatului care ne-au mânjit, cerem lui Dumnezeu milă, îndurare, iertare, reînnoim legământul cu El și plini de voință nouă, de pasiune nouă și energizați de Duhul lui Dumnezeu, decidem să-L onorăm pe Dumnezeu trăind cum El așteaptă. Amin. Acesta este mesajul serii. Vă rog să-L primiți în inimă. Și înainte să încheiem seara, eu aș vrea să ne rugăm. Am zis, cum de fapt Scriptura a scris, păzește-te curat. Dar ce te faci dacă nu te-ai păzit curat? Poate că unii dintre noi, și eu a zice că n-ar trebui să generalizăm așa unii dintre noi. Noi, fiecare. Că poate nu ne vom fi terfelit noi în mocirile vechilor obiceiuri, dar vorba Domnului Iisus pe picioare tot ne-a mânjit. Hainele acelea curate pe care El ni le-a dat, identitatea nouă, frumusețea purității, bucuria iertării,
bucuria mântuirii. Bucuria aceea ieșitului din apa botezului, aduceți-vă aminte cum a fost. Ați ieșit afară din apa botezului, v-a scuturat de apa aceea, v-a dus și v-a schimbat, v-a pușca inima în piept de bucurie. Aparții lui Hristos, sunt al lui. Acum sunt al lui. Îi aparțin cu totul. Și au trecut săptămâni și luni. Este murdărit. Este vremea să ne întoarcem la Dumnezeu. Este vremea să ne recâștigăm puritatea. Noi nu putem. E darul lui Dumnezeu. Noi putem păstra. Și aceasta cu ajutorul Duhului. Am un dublu mesaj pentru dumneavoastră. Eu știu, în convorbirile avute cu destul de mulți dintre cei prezenți, că există voință, dar nu există putere. Vreau, dar nu pot. Vreau, mi-e scârbă de păcatul în care trăiesc de atâtea ori, mi-a dat nopți nedormite, neliniștite, mustrări în conștiință. Nu mai vreau. Dar nici nu pot. E ceva, și spre acest ceva aș dori să vă chem. A zis Domnul Iisus, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Vorbea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei care vor crede. În seara aceasta poți să primești acest Duh care să te ridice peste ispitele firii pământești, peste poftele păcătoase și să te facă în stare să trăiești la înălțimea chemării făcute de Dumnezeu. Imaginea este superbă. E vorba de inima de piatră, ca stânga lui Moise. Dumnezeu a ales să nu lovească în inimile noastre cum a lovit Moise în stâncă și probabil că de aceea și supărarea lui Dumnezeu nu știm. Dar e o posibilitate. Prin cuvânt urma să se despice stânca, precum prin cuvânt să vină la noi mântuirea. De acum în inima asta, și eu știu și sunt convins că în inima celui credincios peste care se revarsă Duhul, se deschide un izvor de viață. Și acest izvor de viață nu picură, ce zice Scriptura, țâșnește. Explodează efectiv ca o fântână sub presiune care aruncă apa. Așa viața nouă să țâșnească din inimile noastre în care s-a pus Duhul. Asta e calea. A zis Pavel, dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Nu efortul tău omenesc. Eforturile sunt insuficiente pentru că forța păcatului este superioară capacităților noastre omenești. Pe mintea noastră, eram copil, am copilărit la țară, venea câte o mamă de ploaie, făcea și voaie vara pe costișe și în curgerea ei lăsa așa niște canale lăsa. Și când venea a doua ploaie, pe unde credeți că o lua la vale? Tot pe canalele alea, pe șanțurile alea. Și în timp se făceau niște văi, niște crevase chiar. Nu uita așa, păcatul a lăsat șanțuri pe sufletul tău. N-ai cum rezolva singur problema. Acum zi din reflex. Cum vine ispita cum o ia pe vechile făgașe? Gata ești. Ai vrea să-i muți cursul, dar nu poți. Vestea pe care o aduc este că Duhul Sfânt se lasă în seara asta aici peste noi, peste cei care cred, și se face o nivelare pe terenul minții noastre. Se face o nivelare prin Duhul lui Dumnezeu. Șanțurile alea sunt eliminate, acoperite. Terenul minții noastre este bătătorit de cuvântul lui Dumnezeu, reașezat în voia lui Dumnezeu. Și noi vaduri care ne mână spre neprihănirea lui Dumnezeu se așează.